Acum stața mincinoasă, oasă, mai făcut să plec de acasă. Să vede, e mustață, e mustața mea. 2 săptămâni mi-am crescut-o. Ca să joc într-un sketch pe care voi să-l aplaudați, să-l admirați și să vă bucurați. Admirați. Să vă bucurați de el. Că cafea de unde? Vorba lui Robi. Nu zic suficient de des. Aici se acceptă donații din partea voastră pe site-ul buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Dar dacă n-aveți diridar, vorba lui Piersic, dacă n-aveți diridar, nu dați. Dar acum se poate și mai jos, acolo unde scrie mulțumiri. Mulțumiri! Se poate plăti și mi-intră în cont YouTube, și o să am bani pe YouTube. Mulțumiri că vă dau înapoi inima, inima. Acolo, lângă like. Lângă like este buton de mulțumiri. Să mulțumește în lei sau cu ce să mulțumește? Cum vrea. Cum vrea lumea. Cum vrea carbastanul vostru să vă dea Dumnezeu putere în părțile moi ca la cal în piept. Donați-i pe buymeacoffee.com. Asta e viața. Dar cum îmi stă cu mustață? Să zică publicul. Aștept din partea publicului o părere. Îmi stă cumva. Și Ionica Ardeleanu. Nu-s frumos, dar am mustață. Mândrile mă strâng în brață. Guriță sau bursucu? Asta e dilema care o macină pe soacră mea după piatra de la Rinichi. Antrenorul de la Cluj, de la CFR Cluj v-a prins. Pleacă bursucu, vine guriță, pe noi ne doare în nu știu. Hai să fim serioși. Acum când au alte probleme pe planetă, când Jeff Bezos a ajuns al treilea cel mai bogat om din lume, a scăzut de pe locul 2 că a intrat un indian. Hello, ce faci? Imabatoku? Birdinamnam. Un indian a intrat pe locul 2, Jeff Bezos. Pe locul 1 Elon Musk, pe 2 un indian, pe 3 Jeff Bezos și ies că au zis nu mă interesează. Pauză publicitară pentru buymeacoffee.com. No, și au băgat-o la hudă, cum ar zice Ticu, pe Regina Elizabeta a Angliei. Ce să facem, asta e? 14 ore s-a uitat soacră mea la mormântare. Ea era așa de epuizată după 14 ore că am crezut că o bagă și pe ea. Deci așa era extraordinar. Bă, o stat la Beckham, David Beckham, o stat 12 ore să-i vadă catafalcul. Îți dai seama cât de stresat și de plictisit e de muierii ăsta, de Victoria Beckham. Victoria Beckham. Ha! Asta e ce să facem. Acum au rămas rege Charles cu Camila. Au avut 10 la Camila, da. Că Camila. Și că era mai bun un dromader, că e mai ușor de urcat pe el. Le-au rămas vreo 10 palate, vreo 10 castele, le-au rămas moștenire și Iohannis a zis, eu și cu 6 case fac greu. Ce se face? O sta Beckham 12 ore și copilul lui Șoșoc a fost prins în trafic cu alcoolemie mare, de l-au tras pe dreapta și i-au dat amendă și i-au reținut și permisul. Vă dați seama, la 8 fără 5 dimineața, câte ore așteptă măsa? Să nu stai lângă Șoșoacă sâmbătă dimineața, de seama, dacă a mâncat o oală de sarmale, mă zice Banciu, o oală de sarmale, ce pâhturi trage asta. Nu sunt misogin, sunt doar sincer, doamnelor și domnilor. Și cu aceasta vreau să vă spun că suntem și pe TikTok, Vlade, care-i contul? V-am zis, suntem pe YouTube, suntem pe Facebook, numai știi vă pula că nu ne dați like-uri. Știți cum se cade, îi vine, îi facea. O zis cineva, zice, vreau să văd clipa aia când nu va mai avea Bendea aluzii vulgare. O pula, asta e, altul mama nu mai face. Să fim sănătoși, mulțumim frumos pentru urmărire, iar Bianca Drăgușanu e sănătoasă. Bine, mersi, o mai primit cu un ceas Rolex și 2 mături pe spinare. buymeacoffee.com/Nicu Bendea și mulțumim de alea faine. Dar alea numai la premiere sau în general? Tot timpul. Tot timpul. Și la videourile vechi. Și la alea vechi. No, băgați bani, ca pe-i vedem noi ce facem de ei. Putem un grătar și ne îmbătăm tăți.